Presupun că ați văzut filme cu împușcături, să zicem John Wick, sau cu supereroi ca Batman, sau cu mafie, The Godfather sau The Goodfellas. Trebuie să vă anunț că tuturor acestor filme le-a lipsit însă ceva. Le-a lipsit ceva ce numai noi în România avem, și anume le-a lipsit un personaj de bază, și anume Alexandru Cumpănașu. Dacă n-ai auzit până acum de Alexandru Cumpănașu, să știi că ai pierdut foarte, foarte multe ore de râs și de cringiuit și foarte multe memuri. Dar trebuie să știi că băiatul ăsta participă la prezidențiale. Și având în vedere că ești aici și că nu ai cu ce să îți ocupi timpul în acest moment, deci și așa nu făceai nimic, hai să ne uităm la videoclipul lui de campanie. Gata cu glanurile, gata cu destinele răpite, ajunge cu bătaia de joc. Viață sau moarte? Un om hotărât să găsească un înger. O țară ce trebuie să-și găsească un drum. Pentru liniște. Pentru adevăr. Pentru România. Puterea nu e a lor, ci a voastră. Acesta e crezul său. Ori noi, ori ei. Clipul ăsta este mai bun decât serialul Vlad și nu e așa de greu ca ceva să fie mai bun decât serialul Vlad. Dar adevărul este că ai avea încredere în acest personaj, în Alexandru Cumpănașu, după cum vorbește la telefon, cum e el nervos acolo când stă pe scări și vorbește la telefon, ai avea încredere că el o să rezolve toate problemele țării. Știi tu, problemele clasice cu clanuri interlope și corupția. Dar toată lumea în campania asta vorbește despre corupție și despre clanuri interlope. Plus că știm cu toții, din filmele pe care le-am văzut cel puțin, că așa arată un om care luptă cu clanurile interlope. Justiție în mâinile tale, Cumpănașu! Știu că poți, tu ești justițiarul nopții. Ce aveți acolo, domnul Cumpănașu? Am o surpriză pentru noastră. Da, omul ăsta are o armă în mână la televiziunea română, dar stați liniștiți că e de jucărie și se va preface că trage cu ea, la fel cum se preface că este politician sau important. Dar de unde un astfel de hobby, domnule Cumpănașu? Jucați pe calculator când erați mic și ați tradus în lumea reală când ați crescut? Niciodată. Eu mai jucam. Este pur și simplu, cred că, din punctul meu de vedere, un sport sau, dacă vreți noastră, o preocupare bărbătească. Și aici... Pentru că da, un bărbat adevărat asta face, trage cu arma și vânează pentru muierea lui. Cât costă sportul ăsta? Cât costă pe oră? Da. De exemplu, eu am plătit și plătesc cam 200 de lei pe oră. Ce? Omul ăsta dă 200 de lei pe oră ca să tragă în poligon? Adică mai mult de 20 de șaorme de la Cogălnicianu? Dă-te în pula mea! Dacă tot s-a pregătit atâta timp, hai să-l vedem și cum trage. Păi, n-aveați experiență? Iar după momentul ăsta peribil își dă seama că i-au căzut coaiele alea de mascul alfa care știe să rupă șoriciu de pe porc și ca să și le pună la loc, o ia total razna. Wow! Am înțeles. Voi vă dați seama că există oameni în România care chiar vor un astfel de președinte. Oamenii care vor un om care să pună mâna pe o mitralieră și să facă dreptate în țara asta. Un țepeș modern. Bine, la fel de medieval ca țepeș, dar modern pentru că trăiește în timpurile noastre. Dar uite că deja planul lui Cumpănașu a început, fără ca Cumpănașu să fie președinte, dar sigur este mâna lui, pentru că se spune că 2 români ar fi fost complicii dictatorului din Gambia când acesta a furat $1 miliard. De fapt, au furat împreună $1 miliard. Deci planul lui Cumpănașu este de fapt să ia pe interlopii de la noi din țară, să-i trimită în altă țară ca să fure acolo. Cumpănașul ăsta ne pleacă, domnule, interlopii din țară. Firea dracu de treabă să fie. Cum pot să trăiesc eu în țara asta dacă pleacă tinerii interlopi din țară? Eu nu înțeleg de ce, dacă campania lui este pe tema asta împotriva clanurilor interlope, de ce numele lui Cumpănașu nu este scris cu bold pe nașu? Pentru că vedem că încearcă să aibă o atitudine asta de Al Pacino și putea să fie campania lui ceva de genul nașul se întoarce împotriva mafiei, votați nașul, cumpă nașul. Revenim la clipul electoral. La un moment dat este o scenă cu nevastă sa, singurul om care are încredere în el, care arată lista de interlopi de care nașul Cumpănașu trebuie să scape. Și apoi ne arată nașul Cumpănașu că este bazat și dă telefoane pe scara de la intrarea din blocul lui, cred, sau de la biroul lui, habar nu. Dar cu cine se ceartă și de ce gesticulează ca Vadim? Doar nu cumva a sunat un interlop ca să-i spună să nu mai fie interlop. Ah, cred că așa ar fi și mai simplu să rezolvi toată chestia asta. Să suni un interlop, să-i zici, hei, sunt președintele, bă, nu mai fi interlop, nu e drăguț ce faci. Exact cum face Cumpănașul aici, făceam când pica netul și sunam la Digi ca să vină să mi-l pună la loc. Domnule, dar de ce pică netul în țara asta? Ne pleacă netul din țară. De asemenea, îți arată că este un om pentru care valoarea materială nu contează, pentru că folosește un telefon de generație foarte veche. Sau poate folosește un telefon de generație foarte veche pentru că are impresia că e urmărit pe telefoanele astea de generație foarte nouă. Bine, el folosește și editare de generație foarte veche și un birou de generație foarte veche. Păi se pare că nașul Cumpănașul e vintage. Ceea ce înseamnă că este foarte new age de fapt, pentru că vintage-ul e noul new age. Vintage-ul e noul prezent. Vintage-ul e noul, trend. Da, Cumpănașul e pe trend. Pe trend. Videoclipul ăsta l-am luat de pe un canal al primăriei din Olt, pentru că videoclipul original a fost scos de pe canalul lui Cumpănașu pentru că avea mult prea multe like-uri și toată lumea îi ura de bine, îi spunea da, vrem să fii președintele nostru, da, avem încredere. Și știți, atunci când toată lumea spune numai de bine, tu îți dai jos videoclipul pentru că te-ai săturat de atâtea omagii. De fapt, de-aia a fost împușcat și Ceaușescu, pentru că s-a săturat să fie atât de mult pupat în cur și a zis, bapula, nu pot să trăiesc așa, trebuie să mă împuște cineva. Dar de fapt, ceea ce nu știți despre nașul Cumpănașul este faptul că este un artist. Asta a fost odată poza lui de timeline, da, un print screen. Era plină pagina lui de Facebook de astfel de poze, dar se pare că în ultimele zile cei care probabil îi fac acum campanie electorală, pentru că probabil nu-și mai face singur, l-au sfătuit ca să le șteargă. La fel cum mă gândesc că au făcut și cu clipul electoral. Totuși Cumpănașul are cumva 300.000 de like-uri, doar pentru că pare că este supereroul din cazul Caracal. Și nu știu cine crede chestia asta, dar totuși să ai 300.000 de like-uri? Nu știu, o fi el și cu nevastă sa și restul să fie boți, mă gândesc, sau chiar o fi adevărat. E foarte ciudat. Da, și pentru unii români prinde să fii un supererou cât se poate de fake. Bine, la români a prins și serialul Vlad, a prins și Vadim, deci nu știi niciodată. Ca orice om care îți dovedește faptul că nu este cu toate țiglele pe casă, în postările lui scrie cu foarte multe cuvinte care sunt scrise cu caps lock. În această postare, spre exemplu, declară război în calitate de candidat la președinția României și președinția mișcării bla bla bla, clanurilor interlope, scris cu caps lock, și aici sunt niște nume de clanuri interlope. Cu asta se ocupă un candidat la președinție. Declară războaie pe Facebook. Doamne ferește, unde am ajuns? Cum ar fi dacă peste ani de zile o să învățăm despre Cumpănașul la istorie? Adică Ștefan s-a bătut cu tătarii, Vlad s-a bătut cu otomanii și Cumpănașul, Alexandru cel Mare Cumpănașul, s-a bătut cu clanurile interlope. A dat la clanuri Cumpănașul. Dar e foarte amuzant și cringe în același timp, cum de fapt este tot personajul ăsta amuzant și cringe și penibil. Este amuzant că la un moment dat că se apucă toată pe live-urile lui să urle și, de exemplu, pe YouTube îi apare emoticoanele astea lângă fața lui. A câtorva patron de presă nu este coruptă până în măduva oaselor. Dar românilor le place asta. Ei vor un lider care să pară că este salvator. Dar scuză-mă că, nu știu, nașul Cumpănașul, nici măcar pe el nu se crede. Poate dacă ești un înfocat al telenovelelor, poate ai putea să-l votezi pe nașul Cumpănașul, pentru că, nu știu, ai crede în chestiile astea, că el este salvatorul sau că el este atotștiutorul, cel care știe adevărul ascuns despre absolut orice subiect. Și da, poate asta te-ar face să-l votezi, dar mă îndoiesc până și în cazul ăsta. Întrebarea mea este, cum naibii un astfel de om despre care nimeni nu a auzit nimic până acum 4-5 luni sau 3 luni, mă rog, cum a putut el să strângă 200.000 de semnături, peste 200.000 de semnături ca să participe la prezidențiale? Adică nu a reușit Berenghi, care este un dacofil mândru și un român pur sânge și adevărul, chiar mi-ar fi plăcut să văd o campanie bazată pe refacerea Daciei sau pe prostii din astea. Măcar ar fi fost, bine, și Cumpănașul e amuzant, adică te amuză la cât de penibil e și așa, dar cred că m-ar fi amuzat mai mult să văd o campanie a lui Berenghi sau o campanie a lui Funar. mamă, că să fie acolo, să se strângă toți dacofilii și să zică da, îl vrem pe Funar președinte, ar fi fost foarte amuzant. Dar uite, nici măcar partide serioase precum Demos, care arată, nu știu, chiar e un partid și arată bine ca un design, nu a reușit să strângă 200.000 de semnături. Chiar a strâns foarte puține, a strâns 14.000 de semnături. Dar totuși Cumpănașul a strâns peste 200.000. Cum? Cum e posibil? Adică nu zic că ar fi fost semnături false sau ceva, dar pur și simplu mă gândesc cum e posibil ca românii să semneze pentru un astfel de om. Pentru că se vede că omul ăsta nu are absolut nimic productiv în cap, adică pur și simplu nu știe ce vorbește. E ca Mr. Garrison când se apucă să participe la prezidențiale în South Park și devine Trump. Fix chestia asta. E chestia de I have no idea what I'm doing here. Așadar, dacă ți-a plăcut acest video, poți să-i dai un like și poți să te abonezi dacă nu erai abonat. Și dacă ești abonat, apasă pe clopoțelul ăla, pentru că eu am foarte puține vizualizări, pentru că am 6.000 de subscriber, dar nu a apăsat nimeni pe... Nu a apăsat prea multă lume pe clopoțelul ăla, adică mi apare că 600 de oameni din 6.000 au apăsat pe notificări. Da. Și până data viitoare, GoGo Power Rangers!